Roxana Vașniuc vorbește despre relația cu soțul ei și despre neînțelegerile din căsnicie. Ba mai mult, ne spune ce s-a întâmplat de fapt între finul Armin Nicoară și Georgiana Lomanț. Surprinde Ionuț în zilele de genul acesta? 8 martie, 14 februarie? În general încerc să-i spun eu ce-mi doresc, pentru că nu prea are timp să fac el cadouri, să alerge, să-mi cumpere și îi spun eu, vezi că am văzut o geantă, vezi că am văzut... Sau nu știu, câteodată mă mai surprinde el și cu flori din senin, atunci le apreciez cel mai mult. Deci bați apropo, vezi că mie îmi place cu tare da, lucru, sunt da, mie. Și vezi acolo magazinul în dreapta, stânga, îi explic ca să se ducă. Pentru că eram câteodată, știi, supărată, de seamă, dar de ce nu mi-a luat, dar de ce nu a alergat? Dar... Și am înțeles că bărbaților e mai bine să le spui concret ce-ți dorești. Mi-am dat seama că într-un cuplu cel mai bine este să fie un echilibru, când să mai lași tu, când să mai lase dar el. Dar cine lasă mai mult de la el? Cred că el. Nu știu, amândoi suntem oricum orgolioși, dar depinde cine, să zic, a greșit sau ceva. Încercăm să ne dăm unul după altul. De obicei, deciziile le iau eu legate de fetiță, dar el vine și mi le... Tot ceea ce construiesc eu, el îmi strică. El e foarte indulgent, iar eu încerc să... Eu ofer așa o educație, pentru că eu consider de mic copilul trebuie să aibă gen 3-7 ani de acasă, să aibă un echilibru, să facă diferența între bine și rău și el vrea să-i ofere așa totul pe tavă, să o răsfețe, pentru că a avut o copilărie, să zic, mai dificilă și acum are tendința de a-i oferi totul. Copilului totul. Probabil da, dar, este o traumă, o mică traumă exact. A lui din copilărie. Încerc să-l înțeleg și pe el. Dar o văd că e un pic am răsfățat, începe să nu mai asculte și din cauza asta mă cam supără și îl cer mai tare pe el decât pe ea. Pentru că ea are un fund tare bun, știi? Copilul e cu minte, dar, de exemplu, am fost în weekend la munte și îi spun, Rose, nu ai voie în piscină afară. Pentru că era și un pic răcită. El m-am dus un pic, nu știu, să mă schimb, să-mi iau și o costumul de baie. Când am venit, era în piscină amândoi afară, deci... supărat un pic pe ei. Cum sunt vacanțele împreună? Uite, că tot vorbise mai devreme de vacanțe. Îți place mai mult să mergeți în formulă de 3 sau voi doi? Sincer, e mai obositor în formulă de 3, dar prefer varianta asta, pentru că nu știu, mă doare sufletul așa când o las acasă și ajungem într-un loc frumos și zic, Doamne, dacă era și Rose cu noi, dacă era și fetița, ce i-ar fi plăcut o anumită, nu știu, mâncare sau vreun loc de joacă. Și de asta, prefer să o iau întotdeauna cu noi. Aveți vreo vacanță plănuită? Acum, să mai mergeți pe undeva? Da. Vom merge în Grecia de 1 mai. Care a fost vacanța care a costat cel mai mult? Care locație? Păi, cred că aceasta din Seychelles a fost cea mai scumpă, să zic așa. În general, cam peste 10.000 de euro. Wow, bine, da. O săptămână sau cât ați stat? Da, o săptămână. Mamă! Wow, o groază! Da, 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 și noi suntem genul de oameni cumpătați, adică preferăm să investim, nu știu, în casă, în afacere, ne lăsăm pe noi mai deoparte, dar na, din când în când e binevenită și o astfel de vacanță. S-a evit oportunitatea să mergem și cu nașii, am fost și cu Olguța Berbec, am fost un grup mai mare și chiar a fost frumos. Cum a fost în luna de miere? Oh, a fost super, cred că cea mai frumoasă vacanță. Ne-am dorit foarte mult să ajungem acolo și nașii ne-au făcut o surpriză și na, cred că a fost o lună de miere peste. Primesc mesaje de la el și eu dacă mă postez pe Facebook, nașa, cea mai tare nașă. E cu
zâmbetul pe buze așa și cu chef de glume și în industria asta e bine să creezi așa, e bine. Da, tot felul de chestii pentru presă, așa, dar Armin e un băiat foarte serios, își iubește foarte mult soția și Georgiana, la fel, are o familie superbă, mă înțeleg foarte bine cu ea, chiar și când am avut problema cu mama, i-am cerut ajutorul să distribuie un text pentru că mama avea nevoie de un anumit medicament care nu se găsea și mereu când o sun, Georgiana, te rog, vezi că vin la Cluj. Tine. E mereu, mă ajută cu ce am nevoie și e un om ok. Asta voiam să te întreb de, nu știu, acum sunt într-o situație bună, ea și soțul ei, din ceea ce știi tu? Au doi copii, sunt într-o situație bună, chiar am văzut că și-au luat o mașină nouă, se bucură, îți dai seama, sunt tineri. Te întreb pentru că e foarte ciudat să anunți un divorț într-o vacanță, adică pe toată lumea l-a prins surprindere, îți dai seama? Îți dai seama că nu e simplu și probabil a fost un pic de tensiune între ei, dar spune-mi tu în ce familie din România e totul numai lapte și miere și nu se întâmplă așa, să fie o mică discuție și fiind probabil tineri, orgolioși, nu e întotdeauna cele mai bune decizii, dar crede-mă că din lucrurile astea înveți.